Credincioșii din localitatea Luna de Sus, județul Cluj, și-au primit duminica aceasta pentru prima dată arhipăstorul. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a ținut un cuvânt de învățătură. Înalt preasfinția sa le-a vorbit celor prezenți despre modelul de pocăință pe care ni-l oferă fiul risipitor. Pocăința este o taină mare a bisericii. Și Sfântul Ioan Damaschinu zice așa, pocăința este întoarcerea cu lacrimi și cu părere de rău de la starea cea nefirească, de la starea cea împotriva firii, la starea cea firească și de la diavolul la Dumnezeu. Aceasta este pocăința. Pe chiar ne-o ilustrează fiul risipitor. S-a întors de la starea nefirească, de om desfrânat, la starea firească, de om cu minte. S-a întors de la diavolul la Dumnezeu și a schimbat felul lui de a fi. Pentru că dacă în limba română această lucrare minunată, pocăința, e determinată cu acest termen, pocăință, care vine din slavă, părere de rău, grecii au un termen mult, mult mai cuprinzător. Ei numesc pocăința metanoia. Și metanoia înseamnă schimbarea felului de a gândi, de a vorbi, de a acționa. Devii un alt om, te-ai născut din nou. Ei, lucrul acesta l-a făcut fiul risipitor pe care Sfânta Biserică ni-l dă exemplu. Mitropolitul Clujului i-a acordat părintelui paroh distinția de iconom stavrofor. Depune jurământ armata, depun jurământ și preoții. Are uniformă armata, au uniformă și preoții. Au grade militari, au grade și preoții, adică distincții. Și apoi există o distincție mai mare, și anume de iconom stavrofor, și preotul care primește această distincție are dreptul să poarte crucea. Toți preoții pot purta în mână Sfânta Cruce, dar nu toți pot purta crucea pectorală, crucea pe piept. Aceasta este o distincție și încă o mare distincție. Biserica este viața mea. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea înalt preasfinției voastre, astăzi biserica noastră are o zi de sărbătoare aleasă. La noi în parohie se face istorie, pentru că astfel de evenimente se consemnează în arhiva parohiei și arhiepiscopiei, unde rămân ca documente. Biserica din Luna de Sus astăzi este catedrală, fiindcă ați slujit înalt preasfinția voastră. Răspunsurile la slujba au fost date de un grup de tineri teologi.